Salut, oameni buni și bine ați venit la un nou video care transfer un jucător pe sezon până câștigui face PS League. De data asta, cea mai grea misiune pentru că ne ducem la ultima clasată din România, CS Mioveni. Mioveniul mare, Mioveniul care va deveni campioana Europei, pas cu pas. Ei bine, va fi cel mai uh, greu de realizat obiectiv. Dar vom da totul acolo să ajungem câștigătorul cele. Dacă vrei să cumperi jocuri digitale, ori gift card pentru PlayStation sau Xbox, ai link în descriere către site-ul Eneba cu super prețuri la o gamă variată de produse. Ca să meargă treaba bine, Carlo Ancelotti, că și așa, are părul alb, e stresat maxim, e vremea să dea de băieții de la Mioveni, la realul, și vine în România. Mioveni nici nu știu uh, câte stele are, dar vom afla curând o stea și jumătate. Bugetul ar fi 1.600.000 de dolari cu Club Worth 2.3 milioane. Atât valorează Mioveni fondată în 2000 și acum în 2000 trebuie să facă și senzația Iată stadionul acesta minunat. Dacă sunteți din Mioveni, pac like acolo, mă! Și dacă nu sunteți din Mioveni, tot pac like. Dacă sunteți români, pac like. Iată că băgăm 200 de milioane și fără oferte de la echipe naționale. Uh, intrăm cu 200 de milioane de euro direct în ei acolo, la această echipă. La Ancelotti! Bă, da, -a <laughs> bă, la Mioven! Este! Ia uite cu vine cu stema la Mioven pe el. Da, mă, ăsta, da saco. Făcut special uh, uh, unde trebuie, iată tricoul pe care o ține Don Carlo. Bă, ne trebuie banii cu Silkeborg. Mă, mă, pui ne Silkeborg. Nu-i nimic. Uh, l pe Don Carlo cu tricoul care trebuie numărul 1. Ca jucători, Rusu, mamă, afară, gata, trebuie să luăm atacant Primul lucru pe care luăm atacant central, că nu vreau să face ce Rusu, băgăm un 4-3-3 Kanatirai Twinger nu prea are potențial, mamă, Antal, doamne ce e aici Pop, o să avem multe transferuri de făcut, e normal În apărare nu stăm foarte bine, Scarla, Taki și Garuti Greab Portar, stânga, nu știu ce o să facem, dar în primă fază Bogdan Rusu va face banca tată că vine un atacant central. Avem cale lungă până departe. Hai să luăm jucătorul la care mă gândesc. Este De Keteler, care lasă și el Milano ca să fie antrenat de Carlo Ancelotti. El e mijlocaș central ofensiv. Dar trebuie să vedem cum facem să-l facem atacant central. 12 zile, mamă, să se apropie prima etapă, trebuie să ducem atacantul. Uite, ne ducem până pe 13, să sperăm că merge treaba. Ne-a bătut Silkeborg, da, 2-1. Onorabil, nu știu, nu avem nici apărare, va fi mult de muncă Hai să aducem primul jucător Destul de tânăr și asta contează pentru că ne uităm la ceva de 10 sezoane aici De Cheteler E ieftin Iată, 30 de milioane Bă, preț bun Omul pentru uh, liga noastră Haos cu el Și -o să oferim 28 de milioane Ne încercăm rău de tot Și 13% am putea să dăm Că până la urmă nu-l vindem dacă dăm atâta, măcar să dăm și noi, 27 27 27,13% bine, 27 de milioane primul transfer Trebuie să gestionăm bine banii pentru că nu o să vină prea multe fonduri Deci cumva trebuie să Cumpărăm jucători de vreo 30 de milioane maxim Ca să putem să Fondăm o echipă din aia adevărată de cupele europene O să-i dăm uh, crucial Și un salariu o să sperăm mai mic de avea la Milano, că na, la Mioveni nu sunt cheltuieli la fel de mari Vrea pe 2 ani contract, la 21 de ani el nu vrea să fie aici L-au trimis forțat 29 de mii, să sperăm că e ok Și 100 de la semnătură, mam Bine, 100.000 la semnătură și 26 de mii Ok, a scăzut la 52 de mii <laughs> Și cu 28 de Haide bă, acceptă 26, a tot scăzut prima, nu-și lui nu pasă de aia Ia stai bă să vedem 10.000 <laughs> 10.000 de un Logan Și 29.000 a, a, vrut și el o mașină mă Până la urmă s-a cu Loganul Un Logan nou Pentru belgianul de Ketteler Și agentul său e puțin Nu știu, mișcat așa Nu prea, nu prea știe ce se întâmplă Dar a zis că merge Numărul 7 Număr cu greutate Cât primim pentru această negocieri. O notă din partea conducerii, nota normal, peste ce aveam. Pe el vom băga repede la development, să sperăm că poate fi atacant destul de rapid. Iată, plus 10 față de al doilea jucător din lot ca greutate. Și devine sătă în 21 de săptămâni, mam. Și băiatul ăsta are potențial. Putem să-l facem jucător de bandă. Left winger 2 săptămâni, right winger 2 săptămâni. Hai să-l facem jucător de bandă stângă. Pe Ben Haib, care ar fi un jucător, dacă nu mă înșel, tot Belgian Mamă, doi belgeni, belgenii de aur. Da, mă, ăștia sunt doi belgeni. Mamă, ce ruper o să fie cu băieții ăștia. Da, păi mai băgăm două săptămâni. Schimbăm pozițiile jucătorilor unde se poate. Să sperăm că avem un sezon ok și ne salvăm de la retrogradare. Echipa e gata, am bătut una dintre Craiove. Și simulăm tot sezonul să sperăm că merge bine până pe 22 mai. Cel mai tare sezon n-a fost, dar ne-a mers bine, cred eu. Iată, ne pe o poziție regulă din playout out Departe, totuși, iată, în ultimul loc, Hermannstadt. A fost ok. Ne-am fi salvat de la retrogradare, dacă, să spunem, era retrogradare. FCSB câștigă campionatul la pas, bine pentru ei. De chetă la 81, dar restul, nu știu, n-au crescut așa mult. Ne trebuie un fundaș central și asta facem sezonul următor. În primul sezon, UEFA Champions League, câștigată de atleti finală cu Liverpool. United de Europa League cu Lazio finală. West Ham Conference League. Și vreau să văd cam ce a făcut de Kettler. 13 goluri. Da, băi, ți-au dat peste 10 fiecare. Dar nu prea au avut susținere, probabil, de la mijloc. Au fost probleme acolo, n-au avut un mijlocaș central. Am suferit la capitolul ăsta, dar au crescut bine. Iată că un jucător pleacă la Dakar la plimbare. Am rămas fără câțiva jucători, iată, într-un tur de pregătire mai bănos, milionul trebuie să vină. Luăm un fundaș central și am văzut prin comentarii că mi se cer români, astfel că Radu Drăgușin, românul care crește de la Juventus, 6 milioane, potențial de peste 80, să sperăm că ajunge departe. Luăm un jucător român, va fi baza noastră în el, să sperăm că ne merge mai bine cu Drăgușin. După aia sigur luăm mijlocaș pentru că ne trebuie un mijlocaș de la de creație, un mijlocaș adevărat. Dăm 6 milioane, poate luăm. 7200, sigur de n-ar vrea la Mioveni înapoi de la Juventus, dar nu e după el. 6400. Hai mă, mai, mai, lasă de la tine. Mai lasă că vrea omul acasă. 6600. Asta e. 6600 de compromis o sumă extraordinară pentru un asemenea fotbalist. Totuși, luăm de la Juventus, mare echipa Italiei. Cumpărăm un jucător de echipă națională, un fundaj de bază care are un salariu colosal. Mamă, chiar trebuie să mă lase de la el 41.500, câștigă Drăgușin pe săptămână. Enorm. Hai să vedem dacă putem să negociem. Nu a propus o anumită sumă. O să ne încercăm tot așa, cu 29.000 cum am mai făcut-o. Da, și vrea și un bonus Dacă vrea bonusul 27 de mii și cu bonus Și a acceptat I am dat 155 de mii așa dintr-o bucat Pe de, de altă parte are un salariu ok Semnează pe doar 2 ani Asta nu este bine la Mioveni Că băieții nu vor să vină pe termen lung Dar o convingem noi să mai rămână după aceea După ce facem mare performanță Radu Drăgușin pentru el, nota C, Puteam da 5 milioane, 4600 de fapt. Da, ok. Scar la tache, e bătrân, e vai de el. Drăgușin va juca cu Garuti. Și pe laterale nu prea avem oameni nici portar, mamă. Și nu mai avem nici pe Alexandru. Cu Drăgușin și de Cheteler, Intră în play-off cu Bioveru, bineînțeles, două Carlo. A făcut și el minuni. Oare pe cât a cu tot cu Chindia Târgoviște în playoff. Locul 2, vice campion din sezonul 2. Mamă, am redresat Mioveniu. La 4 puncte de VCSB, care a două titluri la rând. Mioveniu este extrem de sus. Iată ce sezon. Faru, Șipși, și CFR și Chindi au completat play-off-ul. Drăgușin 77, de chetelor 87, rupere. Restul n-au prea crescut. mama Panait 49, ne trebuie mijlocaș defensiv. Deci trebuie să luăm mijlocași. Că nu avem nicio șansă, altfel Suntem varză, rău, la mijloc Mă mir că am ajuns atât de departe 24 de reușite ale belgianului Plus 3 Ben Haib E bine la 74 Și în sezonul 2, competițiile europene Sunt câștigate de Real Madrid Finală cu City, epic Inter câștigă Europa League în finală Cu Acemila în 3-2, rupere totală Și Villarreal bate Pe Besiktas în cap fără Turcii aproape de trofeu european Din păcate sunt scoși Sezon de cupe europene, ne trebuie un CDM că ne rup toți fără un mijlocaj de genul. Hai să cumpărăm unul pentru că bani mai avem, încă 100 de milioane, deci ne ajung. Luăm tot un belgian. Vermeeren, de la Anver, iată, 74, e brigada de belgeni de la Mioveni, ca să se înțină că e și unii cu alții. Să avem și noi trei belgieni, mai povestesc de acasă și iată că puteți să-l cumpărăm, poate pentru vreo 10 milioane, nu stai să oferim 10 milioane Pentru că pe de altă parte are totuși 19 ani Vor și 10% într-un viitor transfer Și dacă e așa, atunci ne ducem și noi la 9400 Să mai scădem pretențiile puțin, 9800 Bun, ne luăm cu 9 jumate, cred, în mod normal Fix valoarea lui de piață, 9600 Bă, mergi! Eu sunt mulțumit cu oferta asta 9 milioane 600 de mii, mult peste tot ce aveam la mijloc și va fi un jucător care va contribui o grămadă. Omul poate fi și mijlocaș central, ceea ce înseamnă că e destul de tehnic. Ne trebuie un om care știe cu mingea, care ne poate ajuta la construcții. Va fi crucial la noi acest tânăr fotbalist. Joacă în cupele europene, parcă altfel și vreau un contract pe 3 ani. Ceea ce nu-i rău că restul a vrut mereu pe 2 și avem mari probleme pe partea asta să prelungim cu ei. Iar ca salariu, poate ne încadrăm la 10.000 să sperăm. Da, ok. Peste ce avea, poate puteam să-i dă mai puțin, nu știu. Restul au bani mulți. Cei pe care am adus au 20 și ceva de mii, el vrea doar 10, e monumental. Stă la final de sezon, un sezon mai slab, nu ne-am calificat în cap fără Terminăm pe primul loc din play-out. Nu știu, n-a fost tocmai ce trebuie. De era are 90. Uh, Vermeeren uh, are 78, de restul n-au crescut foarte mult, Dragul și trece și el de pragul de 80. Mai avem de muncă, mai avem de construit aici la Bioveni, măcar am dat o vitroa cu Belgianul 37 de contribuții sezonul ăsta, uh, este formidabil. O, oh, dar stai că pentru cupele europene uh, la penalturi cu farul. Dezastru! mă, putea vitra în uh, cupele europene, dar uh, ne-a făcut farul. Uh, asta e. Ce pierzi ligul? El câștigă Atletico în finală cu Barça. Spărsia Europa League. Monaco a câștigat Caprăs League. Destul de interesant. Câștigătoare cam interesante așa ale cupelor europene. Mai luăm tot așa un jucător tânăr la mijloc. Că poate rămâne Toma, dar Lepistu nu. Era apoi poate mai vedem cu portarul ce facem. Un CM tare. Poate fi João Neves de la Benfica. Îl putem cumpăra cu 10 milioane, are 74, crește și el foarte mult în următorii ani Vom deveni o forță cu siguranță pentru că vor crește toți acești jucători pe care avem la dispoziție Încercăm să dăm 9 pe el 20 de ani e super bine, are o valoare bună 900 și poate ne înțelegem la 9 200 Da, bine, a, că am mai dat 200 peste Dar tot așa, o sumă foarte bună Cumpărăm destui jucători cu banii pe care avem la dispoziție. Dar nu putem lua vedete pentru că nu avem bugetul de așa ceva. N-am mai avea de unde să cumpărăm alți jucători. Și jucătorul rămân care să crească ar mai fi, dar uh, parcă tot cu străinii faci treaba aia bună de tot. Iar acest fotbalist poate va semna și el pe mai mulți ani. 4. Aca adică am început să convingem jucătorii să rămână din ce în ce mai mult timp la echipă. Iar uh, el vrea 5800, ceea ce e foarte bine sub banii de la Benfica, evident. O să negociem chiar la 41.000 bonusul de instalare. Vrea 58. Hai mă, ia bani. Gata, negociem prea mult cu el. Vine un portughez de senzație care va întări maxim mijlocul terenului la Mioveni. E perfect chiar dacă n-au poză nici unul nici altul. Garuti a rămas central. Nu stau mai mulțumit de fundat și la afară de Drăgușin. Nici Carnat nu e, nu e bun deloc la 71. Trebuie să mai crească, dar s-a cam oprit. Mama, am fost forță sezonul ăsta. Suntem în finala Cupei României cu CFR și în play-off am obținut o tonă de victorii, dar ne-a bătut CFR-ul non-stop. Nu se poate. Pierdem finala Cupei în campionat. Oare am reușit? No, pe 2. Un punct, bă! Mama, la un punct de titlu nu se poate. Eram în campion în sfârșit. Am pierdut ambele meciuri cu CFR, singura echipă care ne-a vins să restul victorii, dar FCSB-ul tot a terminat peste. Dar se simte un mijloc mai puternic. Ben Haibu are 78, iată 84, Vermeeren. Drăgușin are 83, dar ne trebuie fundaj lateral, poate și alt portar. Iar după aceea suntem cam unde trebuie, cred că vom fi campioni. Cine a Champions League în acest sezon? PSG-ul a ajuns PSG-ul la nivel mare. Realul Europa League și Milan Conference League, deci numai câștigătoare de mare învergură în acest sezon, în 2026. Iată, de am ajuns până la urmă în această carieră. O să ne luăm un portar. Avem același portar, are 34 de ani acum, e un post foarte important, mai apoi întărim și defensiva, dar momentan cred că am putea reuși multe cu un portar. Am pus un portar de la Benfica la Scout, arată foarte bine, expres contractul într-un an, deci o să-l luăm foarte ieftin. Mă nu știm prea multe despre el, dar hai să încercăm să-l luăm, nu stiu. Oricum, o să fie vreo 10 milioane și sigur e portar bun. Pentru că e portar din ăla de mare potențial O să încercăm să oferim 10 milioane pe el Mamă, s-au supărat Bă, nu știu cum că avea clauză la 14 milioane Dar vreau, îl vreau mult acolo pe acest portar Hai să mai dăm o săptămână, poate Până la urmă să se mai gândesc cu oamenii Ok, are 76, e forță la 76 și îl putem lua cu 11 milioane Deci puțin peste puteau să ne zică Dar am dat acolo 10 că nu știam ce se întâmplă Cred că a semnat un contract nou Altfel cred că îl puteam lua mai ieftin de atât Hai 11 300 12 200 Și cu procentele alea care nu contează 11 200 și procente Perfect am tot cumpărat jucători pe la 10 milioane, eu sunt destul de mulțumit până acum. Peste 2-3 sezoane. Hai că tot timpul zic 2-3 sezoane. Dar încă 2-3 sezoane. Și chiar acești băieți vor crește extrem de mult și ne vor ajuta să ducem mioveniul unde trebuie. Mai ales dacă le dăm și contracte lungi, perfect, încă 4 ani pentru acest portar la echipa noastră și crește mult nivelul. Sper să treacă de 80 în acest sezon. Nu va avea un salariu cine știe ce și asta este important. Avem o sumă bună rămasă acolo și putem să dăm vreo două lovituri în sezoanele următoare. Samuel e cu nota A bombă pentru echipa noastră care a ajuns una destul de compact acolo poate ajunge la 80 Benhaib a început să mai crească avem goalkeeper și avem și mijloc Tom are 70 e bombă acolo cu 2 jucători de peste 80 stăm bine hai că filmarea se lungește pe mai multe zile că e nebunie în 2027 Iată, la final de sezon am fost în sferturile Conference League cu Mioveniu, n-a fost rău deloc. Și iată, câștigăm titlul, 58 de puncte față de 42 câte a avut FCSB. Am dominat campionatul cu techetele, probabil, în forma vieții. Mai avem de cumpărat fundaș pentru că îl pierdem pe Garuti, îl pierdem pe Pedrosu, se retragă aceștia și ne trebuie fundaș central, fundaș stânga, e planul pentru următoarele sezoane. Pe de altă parte, Ben Haib, mai multe decât de Kettler, 24 de bucăți. E foarte tare, iată că acest jucător care era aici inițial, a început să joace din ce în ce mai bine și facem treabă bună de tot cu el. Cine a luat Champions League-ul? Atleti, finală cu Milan. United și City scoase din semifinale. Deci cam tot aceleași echipe. Dar las că vine Mioveriu că avem sezon de Champions League în următorul. Hai că vom intra acolo la masa bogaților. Pleacă de-ai noștri dintre veteranii care se retrag. Și noi trebuie să ne luăm un fundaș stânga, că în centru mai avem un jucător. E în bonii, dar bine, e dezastru. Jucător de 65 la în apărare, începe piestic va fi groasă. Dar Guția nu poate juca stânga, are 59. Ne trebuie un jucător acolo. Câțiva totuși. Iată, încep să se ducă spre 90 de chetele la trecut. Vor trece și alții. Portarul are 80. E foarte bine. Și am găsit un funda, stânga. E Tom Rote, un german care acum e la City, dar City nu are cum să-l joace, pentru că nu e destul de bun pentru echipă ca Manchester City. Jucători și cu abilități ofensive. Hai să-l cumpărăm pentru că vor să-l dea. L-au luat în 2025. n ar rupt gura târgului acolo, dar la Mioveni e numai bun. Și face pasul din Germania la Manchester, după aia la Mioveni, o rută interesantă pentru el. Dar asta e cariera de fotbalist, te duce pe peste tot 14 milioane pep. A venit pep special aici la Mioveni, atât ce birouri avem pe de o parte, ca să se întâlnească cu Don Carlo. are respect mare față de antrenorul echipei noastre și a vrut el să mai ia niște bani până la urmă, a lăsat de la el și îl dă cu 14 milioane. 14 milioane, doar că o să aibă un salariu mare. Față de ceilalți jucător probabil că o să aibă un salariu mai mare. Este totuși un jucător pe care îl pe care luăm tot așa cu o sumă nu foarte mare Vrea să fie Crucial, are 22 de ani normal Va fi un jucător reprezentativ aici Iar el semnează pe 5 ani, ce înseamnă să joci în Champions League Parcă altfel vin jucătorii, 43.000 43.500, dar vrea și niște bonusuri Hai cu Sunny bonus 420, 43.500 tot e cel mai bine plătit jucător, dar sub ce câștigă el la Manchester City, cu 400.000 la semnătură, îți iei mare penthouse acolo la Mioveni sau Dita mai Conacu, cred că își poate achiziționa, se întâlnește cu De Ketteler, trebuie să-i lăpună pe cap. Tom Rote va fi mare bază pentru noi aici, iar pentru acest transfer am luat nota B, aparent se putea negocia și mai bine, dar nu e o problemă. Avem fundașul stânga, 77, trebuie să crească, ne mai trebuie un fundaș central. Până acum Snow s-a descurcat, Toma la fel. Și suntem la un pas de calificare în grupele Champions League. Acasă cu Legia. Haide, mă. Da, mă, victorii pe linie, și suntem în grupe. Ăsta e, Miovene ajunge în grupe. Am ajuns până în semifinalele Europa League în 2028, deci am uh, fost în grupele Champions League am ajuns și departe aici, acumulăm foarte multe puncte și luăm din nou titlul. Avem doi jucători de 93, Rote a crescut o grămadă, a luat mare plus, are 84 deja. Ne mai un fundaș central, după care suntem bine cu echipa, dar trebuie să mai evolueze toți acești jucători. Champions League în 2028 a fost câștigată de PSG competiția, mamă! Parisul revine acolo cu banii grei. Hai și noi să ajungem mai departe în anii ăștia. O contractul lui Romero într-un an. Mamă, Romero are 88, e la Real Madrid acum. Și e un jucător pe care putem să luăm mai ieftin pentru că mai are contract doar un an. 65 de milioane. Avem 97, e momentul să dăm o lovitură cu adevărat. Să luăm un jucător care deja e aproape de 90. Și lângă Drăgușin care s-a format bine de tot. S-ar putea să fie rupere acest fotbalist. 61 de milioane de euro pentru el. Vor 64.900 Și Ancelotti Trebuie să vină cu oferta aia bună Cu fostul său secund Sau cine știe cine o fi băiatul ăsta 62 de milioane Romero e kilipir pentru un asemenea fotbalist 30 de ani Cum trebuie ca să fie acolo până la noi Champions League-ul Că bănuiesc că în 3-4 sezoane Se întâmplă, nu se retrage Romero până atunci Dacă e cazul luăm pe altcineva Oricum Crucial la noi și are un salariu mare Trebuie să mai renunțe puțin la... Pretențiile financiare, că la Mioveni nu-i ca la Real Madrid. 190.000. Are bonus la clean sheets, dar hai să zicem 190.000 așa. A acceptat, bun. Am scăzut salariul său, e de departe cel mai bine plătit om de la Mioveni acum. Însă, este un fundaș care ne va ajuta foarte mult. Era o piesă lipsă în angrenajul echipei noastre. Ne mai trebuie un fundaș dreapta, poate mijlocaș central. Și eventual și un jucător de bandă dreaptă, haos. Dar în acest moment avem o echipă destul de completă. Stăm chiar super bine, iată că avem doi fundași de 88, portarul a crescut mult. Este o echipă de ce în ce mai bună. Am ajuns în optimele Champions League pentru prima dată, este cu Barcelona, dar pierde 3-2. Un impact bun Romero pe de altă parte, ce a însemnat Romero aici. Iată, ne destul de departe în competiție, poate cine știe, pe cap nu face minunea. Nu, 2 la 2, dar onorabil. Am rămas fără fundaș dreapta că s-a retras al nostru, 77 de milioane totuși buget și am pus o pe un fundaș dreapta. Ar fi acest spaniol, dar văd că nu vor să dea. 39 de milioane ar fi francezul ăsta, Sildilia, care joacă și fundaș central. par pare un jucător super interesant și cred că ne încadrăm bine la el. Iar mai apoi să avem banii pentru un jucător de creație mai scump. Să dăm o lovitură eventual pentru următorul sezon. Suntem aproape de a finaliza echipa asta stelară a Mioveniului. Nu mai avem mult deloc și deja vom fi cei mai tari din Europa. Suntem super aproape să formăm echipa a 34 de milioane. Îl luăm la un preț bun și dacă va crește cum a crescut fundașul stânga Rote, o să fie haos. Deja apărare complet, avem și portar, suntem foarte puternici pe plan defensiv. Nu se trece pe acolo. Iar acest jucător va semna pe 4 ani, ceea ce este excelent. Câștigăm noi Champions League-ul până atunci. Fără clauză, că le ia imediat careva și apoi e suferință. Și salariul e mai mic față de cel pe care l avea în Germania. E o sumă super bun. Suntem din nou în primăvara europeană Champions League. S-a schimbat competiția în grup am avut cu Vila. Acum avem cu belgienii ăștia de la Royal. Iar dacă trecem de este în sferturi, în premieră, avem apărare full acum, nu avem o echipă rea. Oare e suficient de bună echipa? Încât în 2030, iată, să mergem până la capă Ne calificăm. Suntem în sferturi cu AC Milan. O obișnuită a finalelor, după cum am văzut pe parcursul anilor. Mamă, primul meci la Milano. 0 la 0. haide acasă la Mioveni. Îi batem, bă! Suntem în semifinale colosal cu PSG-ul o să fie haos. Oare putem reuși calificarea în marea final? Să fie 2030 anul. Să sperăm că a mers bine la Paris. Ce am făcut la Paris? 2 la 2. Totul se joacă la Mioveni. Ce echipă mai avea Paris? Noi suntem forță pe anumite posturi, nu foarte bine pe altele. Tare că au rămas Toma, Carnat, Benhaib Avem apărarea 90 plus Acolo mai puțin Sildilia adarote Rote deci a Deci l-a pierdut pe, pe maestrul postului de fundaj stânga 92 de la 77 N-ai cum să crești așa mult Vermeeren 96 de chetele 96 Mbappé la PSG în continuare Marchinio și încă joacă în 2030 Nu, nu ai cum Hai, mă. hai să-i batem la un gol diferență Haide că putem. 3-0, nu că la un gol diferență. I-am tocat Toma, Carnat și Ben Haib. Fix băieții care erau în echipă inițial. Ăștia au înscris. Deci n-au dat golul uh, goluri oamenii pe care am adus și finala e cu Manchester City. Care o scoate pe Monaco. Ce sezon Champions League. Totuși, când e finala Champions League? Finala pe României cu rapid o câștigăm, luăm și titlul normal, cum o facem de mulți ani. Unde e finala Champions League? Pe 1. 1 iunie Jucăm cu City, dar avem cel mai tare jucător al lumii Nu este Holland, care încă e la City E De Keteler, 97 are Și cel mai bun mijlocaș defensiv al istoriei fotbalului Vermeer În care are 96, nu știu Îl a ajuns prea departe Jude Bellingham e la City Cancelo, Diaz, Holland, toți greii la Istanbul, e Mioven City, Mioven, poate fi campion europei și este cu 2-0 la tocană de Kettler și Joao Neves reușesc să învingă echipa lui Manchester City. Iar fudașul nostru stăga a făcut alegerea potrivită că a venit aici la CSB Over pentru că suntem într-adevăr cei mai tari din Europa în 2030. Destule sezoane, a fost și mai greu în trecut, dar de data asta... Uite că am mers până la capăt cu Mioveniul. am reușit să trecem și de această grupă cu Sevilla, Aston Villa și Feyenoord. Bine, rău de tot. Barça United a fost finala Europa League și Arsenal câștigă Conference League-ul. deci noi, Barça și Arsenal, cele trei câștigătoare ale cupelor europene. O echipă unde? Iată că au rămas jucători care erau aici inițial, care pe de altă parte nu au un nivel astronomic, dar de Kettler a fost de pe altă lume, a fost Ronaldo Prime, a fost Messi, 59 de goluri, a marcat de 10 ori în Champions League, de 46 de ori în Superliga României, Mehaib a dat 29 de goluri cu 14 pase de gol, Neves a fost peste tot, extrem de multe goluri pentru el, ne-a mers bine, iar pe plan financiar, peste 200 de milioane valorează băieții ăia. Totul a mers brici, a fost tare rău de tot ediția asta și de greu de realizat acest obiectiv. Sper eu că v-a plăcut videoclipul, mi-o venit face tripla și cel mai bun portar este Samuel Soares de la noi, noi face League și uite acolo cu culorile verde-galben, cum ar trebui. Like acolo, mă, dacă v-a plăcut acest video. Cam atât, pa, pa!